Revenim la Republica Moldova, zi magică la Butuceni, în mijlocul naturii. Operele lui Bach, Dvoracă sau Vivaldi au răsunat printre stânci pe malul Reutului la cea de-a 8-a ediție a festivalului Modo Crescendo. Urmează și alte spectacole, inclusiv la Chișinău. Festivalul de operă Moldo Crescendo a adunat la Butuceni zeci de spectatori de diferite vârste. Plăcut că în Moldova se organizează astfel de concerte, Bach în deopște ceva spectaculos, oamenii nu știu de ce nu vin mai mulți, în Viena plătesc 100 de euro pentru așa concert, aici practic e gratuit. Muzica e superbă, locația e fantastică, în jur e așa o căldură tomnatică foarte, foarte, foarte frumoasă. Și muzica clasică e așa un fel de, un mic strop de fericire care aduce la să fie totul și mai frumos. Mi pare foarte important pentru dezvoltarea copiilor să vizite de mici, asemenea, evenimente foarte, foarte frumoase. Faimoasele opere ale lui Bach, Schubert, Vivaldi au fost interpretate de artiști basarabeni, dar și de invitați din Ungaria, Kazahstan, Slovenia, Marea Britanie, Polonia, Germania și Georgia. Suntem pentru prima dată aici la Butuceni. Eu am interpretat astăzi piese de Bach și de Vivaldi pentru un public excelent, oameni foarte receptivi și pentru mine este întotdeauna o plăcere foarte specială să cânt acasă, în Moldova. Potrivit organizatorilor, scopul acestui eveniment este promovarea muzicii clasice. Noi încercăm să promovăm muzica clasică. Se ascultă când este cântată, când este explicată, când oamenii fac un pic de efort, fiindcă diferit de muzica comercială, ca să asculți muzică clasică, trebuie tu să faci un pic efort spre această muzică. Trebuie tu să ți închizi telefonul, trebuie tu să citești un pic, să înțelegi despre ce este muzica asta, fiindcă este de obicei muzică fără cuvinte. Următoarele concerte din cadrul festivalului vor avea loc la Chișinău pe 26, 27 și 29 octombrie.